44 de primăveri, atât a sărbătorit Dinu Maxer în avans. Fostul solist al trupei AXA urmează să plece în vacanță în Maroc chiar de ziua lui, așa că a dat dita mai petrecerea cu o săptămână înainte. A fost ca la nuntă, invitați pe sprânceană, bucate alese și distracție pe cinste. Vedeți imagine la cheful de pomină chiar acum. Cum e Dinu la 44 de ani? E ca vinul așa? Da, da, da. Cu cât se învechește, cu atât e mai bun, știi? Ce-a scos-o, Alina? Dinu e ca vinul. Perfectă. La noi e miere și zahăr. Nu, nu fraților. E. Și noi ne ciondănim ca toată lumea. Dar uite că au trecut 12 ani. Cine iubim? Hai la mâncat. O fonfleuri. Avem mous de brânză, nu știu de care, așa, cu nuci pecan. Uite cum arată, da, cu afine. Da, roșie și afine. Astea arată bine iarăși. Ia să vedem. Hai să văd cum... Hai să gustăm, wow, și cum noi. Arată astea? Al tău e diferit de al meu, fi mai bun al tău? Știi care prietenă l-am spus? Astăzi mi-am spus. Cum o cheamă? Maria. Maria, da. Ai pupat-o? Rușine? Ba da, am pupat, da? Una m-a pupat pe mine. La altundeva. Țin ca să nu intre. E așa primire de sunt aici. Aici. Bună, bine venit. O poză de suflet alături de Costin și de maestrul nostru Ilie Năstase. De când ai, Costine, tu poza asta? De unde le scoți tu pozele astea de la Naftali? Da, și am fost noi acum un an, nu mă știu unde am fost. Sau doi ani, mai țin minte. La Brigitte ne-a invitat undeva, nu mă știu unde am fost. Acolo, uite, scrie aici în spate. La piscină. La ei, la piscină, da. Și niște cărți de colecție aici. Ce cărți ai adus? Ia zi. Kamasutra. Este hrana minții. Costin face totdeauna gestul ăsta și îmi place enorm. Niște cărți deosebite. Niște țărani al lui Dinu Săraru, Caragiale și Principele lui Eugen Bram. Ne ținem bine amândoi. De femei. Dinu, te-am prins aici la cadou. Le ascundeai? Ce le-ai ascuns așa? Ia uite câte ai, fii atent. Da. Ai ascundat rău la 44 de ani, pe cuvânt. Este cel mai frumos moment după o seară care va fi epuizantă. Și anume... Ești ca ăsta mic, știi, când deschide cadourile sub pomul de Crăciun. Pentru mine Moș Crăciun vine pe de ziua mea. Ia să vedem. Deci cântăreață, da? Da. E ceva de îmbrăcat, că e frig. Mamă, cât de tare. Hmm? E tare! Ce? La mulți ani, Dinu, Miruna și Cristina și Petre. Ia să vedem. A, deci te-ai îmbrăcat de Crăciun, poate să plouă, poate să ningă, ai bundiță nouă, știi? Super tare! Sunt slim, la vârsta mea, e ok. Îmi veselește aici atmosfera, că iau-te cam moartă. Mai, n-am venit singur, am venit și cu fetele mele, cu dansatoarele mele, le-am acolo la masă. Alea sexy, așa. Da, cele sexy și frumoase. Și abia așteptăm să începem puțin petrecerea. Să-ți fac o surpriză la 44, cadou, ca mazlui. O striptoză, da, da. Hai să vedem marea surpriză. Înainte să-l vadă ceilalți invitați aici, în dreapta. Așa, vreau să ți-l arăt ție prima dată, pentru că pentru mine tu ești cel mai bun compozitor. Da, na, na, na. Ce drăguț. La mulți ani, la mulți ani, să fiți fericiți, să trăiți în care ai.